Astra Giurgiu a dus la echipă în ultimele luni nou jucători și la început de sezon conducerea clubului se arăta mulțumită de noile achiziții, declarând că echipa mai are nevoie de un singur atacant. Ultimele rezultate nefavorabile i-au făcut pe oficialii clubului să aducă în atenție lotul formației, dar de data aceasta, după acel 1-5 cu ASEA Târgu Mureș, problema lotului a fost reluată din altă perspectivă. Șumudică spune că lotul e slab, că are doar 19 jucători și că nu va realiza nimic bun în această formulă. Sunt mari probleme în alcătuirea lotului, deci în momentul de față stăm în 19 jucători de câmp cu 2 copii. Ducem lipsă de atacant, încercăm să aducem atacant, să găsim vedeți și noastră, joci cu Budescu, atacant, joci din două în două zile cu Budescu. Să poate, trebuie să, așa, Teixeira la fel, dar abia l-am adus, trebuie să joc cu el din două în două zile. Șumudică a mai acuzat și oboseala acumulată după meciul din Scoția și după întoarcerea cu avionul spre București. În trei zile e greu să tragi doar pe câțiva jucători, trebuie să ai un sistem de rotație. Am pierdut amândoi fundași și centrale astăzi. N-a jucat nici Găman, nici Geraldo. S-a văzut clar, amândoi cu gleznele butuc. Plus că am pierdut jucători de valoare față de anul trecut, că toată lumea mă întreba care e diferența între meciul de anul trecut și meciul de anul ăsta. Păi anul trecut am pierdut un Laban, am pierdut un Ben Youssef, am pierdut Ali Bek, care nu joacă, am pierdut Florescu, deci am pierdut jucători și nu e ușor. După mai multe întrebări din partea jurnaliștilor cu privire la lot, antrenorul Marius Șumudică a tras concluzia. Cu lotul ăsta n-avem nicio șansă. Deci cu lotul ăsta n-avem nicio șansă. Ratăm toate competițiile cu lotul ăsta. E clar. Dacă nu vor veni jucători. După partida de duminică cu ASEA Târgu Mureș, jurnaliștii sportivi au reluat discuția despre meciul de acum două luni de pe Marina Năstasovici, când Astra a învins cu 3-1 pe ASA și a facilitat steliștilor accesul la câștigarea campionatului. Antrenorului Marius Șumudică i-au fost amintite discuțiile de atunci cu privire la posibilitatea ca Astra să fi fost stimulată de către Steaua, valiza cu bani stând la mijlocul discuțiilor. Se spune atunci de o valiză, dumneavoastră ați negat, a fost vorba de vreo valiză atunci? Păi întrebați-l pe Sepsi de ce m-a întrebat pe mine. Întrebați-l pe Sepsi. E cel mai ușor. Pe mine nu aveți. Păi ce să mă întrebați pe mine? Din partea cui să primesc? Păi da, vrei să stea iară Gigi Becali pe la pușcărie, ce să primesc din partea Steleu? Dacă noi am primit vreun ban, să ne luăm lumânări de ei, dacă nu se șea Sepsi. Uite, în direct. Vă spun eu acum, dacă noi am primit vreun ban de la Steaua, să dea Dumnezeu să ne luăm lumânări de banii ăia. Dacă nu, să șea ăla care crede că noi am luat vreo valiză. Meciul Astra Inverness din preliminariile Europa League este programat pentru joi 23 iulie de la ora 21 pe stadionul Marin Anastasovici din Giurgiu. Oficialii clubului au stabilit o conferință de presă miercuri de la ora 18:15, urmată de un antrenament oficial la care ziariștii și fanii pot asista maxim 15 minute. Tot miercuri Inverness se antrenează pe stadionul Valentin Stănescu al Rapidului, conferința de presă fiind programată de la ora 19 în Giulești.